Să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea de Oteronomul, capitolul 6, Deuteronomy, chapter 6, we'll be reading the first nine verses. Pagina 198 din Scriptură, traducerea Cornilescu. Cuvântul Domnului spune așa. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire ca să te tem de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile pe care ți le dau și ai să ai zile multe. Ascultă, dar, Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă mulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mulțumim echipei de închinare pentru o slujire așa de frumoasă. Fratelui Covaci care a slujit și la toți frații. Slăviți să fie Domnul! Ne bucurăm astăzi de serviciul de binecuvântare care le-am avut și scrie aici toate generațiile, cine să slujească pe Domnul. Și vedem aici bunici, părinții și copii. Este așa de minunat. Domnul să vă binecuvânteze. Nu este minunat când credința aceasta merge din generație în generație? Domnul să facă ca lanțul acesta să nu se rupă niciodată până la venirea Domnului, în familia dumneavoastră și în fiecare familie. La binecuvântare de copii se întâmplă cel puțin trei lucruri. Copilul este adus la biserică ca să fie binecuvântat de Domnul. Și eu cred din toată inima că Domnul dă binecuvântare. În al doilea rând, copilul este dedicat sau închinat Domnului. Când copilul este adus la binecuvântare, cum spunem noi, noi punem numele Domnului peste acel copil. Atunci când noi punem numele Domnului peste un copil, copilul acela devine proprietatea lui Dumnezeu. Este a Lui și îmi place cum se spune la americani, de fapt cred că spun mai corect, la această binecuvântare îi spun baby dedication, copilul este închinat Domnului. Și în al treilea rând, părinții își asumă rolul ca să crească această proprietate a lui Dumnezeu pentru Domnul. Acest copil, bebelușul acesta, Luana, a fost adusă și închinată Domnului. Domnul ia bebelușul acela și îl dă înapoi părinților. Și de astăzi părinții cresc acel copil, dar nu mai este al lor. Este copilul Domnului. Orice fac de azi înainte pentru acest copil, primesc o răsplată de la Domnul. De ce? Este copilul Domnului. Și dacă la anunț de obicei vorbim despre datoria soților în ziua de binecuvântare, de multe ori, Trebuie să vorbim de datoria sau responsabilitatea părinților, pentru că baby Luana nu o să înțeleagă prea multe astăzi. Și primul gând al meu în această dimineață pentru părinți este acesta. Lasă în mâna Domnului ceea ce ai încredințat lui. Copilul care l-ai adus să fie închinat, să fie binecuvântat, lasă-l în mâna Domnului, nu-l mai lua înapoi. Da, îl ai acasă să ai grijă de el, de el aparține Domnului. Știți că niciunul unul din noi nu putem să facem geabul acesta de, mai, de părinte mai bine ca Domnul? Acum, eu nu am copii, dar am crescut într-o familie unde am fost cinci, eu sunt al treilea și au venit circunstanțe și sunt sigur că și în familia dumneavoastră unde nu ați avut răspuns la problemele care le-ați avut. Și dacă nu au venit, probabil că o să vină. Știți că odată ce-i dăm Domnului ceva, El știe să aibă grijă de ceea ce îi aparține Lui? Sunt lucruri care întrec puterea noastră, abilitatea noastră. Și atunci trebuie să ne aducem aminte. Copiii aceștia sunt ai Domnului. Știți ce cred că este greu pentru părinții care sunt astăzi în această dimineață sau care mă ascultă online să creadă? Este greu câteodată pentru părinții credincioși să creadă că Domnul îi iubește pe copiii aceștia mai mult decât iubiți dumneavoastră. Cuvântul Domnului spune așa, Isaia, capitolul 49, cu versetul 15. Și o întrebare retorică. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să naibă aibă milă de rodul pântecelui ei? Spune, este o mamă care a avut un copil. A avut o conexie cu acel copil, l-a alăptat. Se întâmplă ceva, copilul acela care îl naște o femeie, se face o legătură deosebită acolo și Domnul întreabă, se poate ca o mamă care a avut această conexie cu un baby al ei să uite acel copil? Și mai mult, se poate ca o astfel de femeie, de mamă, să nu aibă milă de acel copil 99,9999 nu. Dar hai să spunem prin absurd că este cineva. Spune Domnul așa, dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu, spune Domnul, eu nu te voi uita cu nici un chip, under no circumstance. Domnul nu uită ceea ce a fost încredințat lui. Acesta este un cuvânt al Domnului pentru dumneavoastră părinți care sunteți în așteptare care așteptați răspuns de la Domnul și parcă vreți să-L întrebați pe Domnul, Doamne, ai uitat de promisiunea Ta? Ai uitat de copilul meu? Ai uitat de ceea ce ai promis în cuvântul Tău? A promise delayed is not a promise denied. O promisiune care a făcut-o Domnul dumneavoastră, copiilor dumneavoastră, care încă nu s-a împlinit, nu este o promisiune respinsă sau de care a uitat Dumnezeu. Nu. Este o promisiune care întârzie. Dar vreau să vă spun ceva bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Promisiunea va veni. Slăvit să fie Domnul. Va veni în casa dumneavoastră. Atunci când vin circumstanțe, situații la care nu mai știți ce să faceți, aduceți-vă aminte, copilul acela a fost închinat Domnului. Și când simțiți că durerea este prea mult pentru dumneavoastră, Luați copilul acela în mintea și în inima dumneavoastră și rededicați-l Domnului. Spuneți, Doamne, este al Tău. Ți-l închid din nou ție. Tu știi să ai grijă de ceea ce îți aparține. Și doi, slujba care o aveți, să mijlociți înaintea Domnului, să vă rugați. Să știți că pentru toate acestea o să aveți o răsplată din ceruri. De ce? Vă rugați pentru copilul Domnului. Mijlociți pentru copilul Lui. Și Domnul primește închinarea și slujirea dumneavoastră. Al doilea rând, care este cel mai important lucru, cel mai important job pe care trebuie să-l facă un părinte? Să întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Datoria numărul unu, să-l înveți pe copil calea Domnului. Când să-l înveți calea Domnului? De fiecare dată când ești acasă. Dar dacă nu ești acasă, dacă ești plecat de acasă, trebuie să-l înveți cât ești plecat de acasă. Și când ești acasă, cât timp ești treaz, trebuie să-l înveți pe copil calea Domnului. Și spune aici, când te culci și atunci, în alte cuvinte, geabul acesta acasă, înveți pe copil calea Domnului, este unul la care nu ai pauză și nu ai vacanță. Este un job, este o chemare, este o slujbă pe care a dat-o Domnul părinților. Înainte ca să pregătești pentru copiii tăi o situație financiară, trebuie să înveți calea Domnului. Știți că părinții credincioși, român-americani, de aici din America, vorbesc, am crescut în Portland, da? Sute de tineri în biserica Philadelphia de acolo. Pentru o perioadă a fost cea mai mare biserică din diaspora și. Am fost foarte mulți. Am observat părinții români știu să aibă grijă, să dea copiilor tot din punct de vedere financiar. Dar știți ce lipsește de multe ori? Ce este cel mai important? Să-l înveți pe copil calea Domnului. Și Domnul spune că înainte ca și părinte, tu să-l înveți pe copil calea Domnului, Domnul are o cerință de la tine. Și spune așa, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, asta este ceea ce cere Domnul de la părinți. În alte cuvinte, înainte ca să-l înveți pe copil lucrurile acestea, Domnul te cheamă să le modelezi. În primul rând, părintele trebuie să asculte de Domnul. În primul rând, părintele trebuie să-l iubească pe Domnul cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea. În primul rând, părintele trebuie să iubească cuvântul Domnului, rugăciunea. Ceea ce faci ca și părinte este mult mai important decât ceea ce spui. Știți, dacă noi nu facem ceea ce spunem, de fapt modelăm ipocrizie. Spunem un lucru, cerem un lucru, dar noi facem altul. Și aș vrea să ne întrebăm fiecare din noi care sunt prioritățile noastre. Avem nevoie de o rebalansare și să vedem cu ce gând mă trezesc eu în fiecare dimineață. Gândul este, trebuie să-l învăț pe copil calea Domnului. Înainte de culcare, care este gândul care trebuie să fie? Trebuie să-l învăț pe copil calea Domnului. Fiecare moment trebuie să fie consumat de aceasta. Și Domnul spune, înainte ca părintele să întipăreze lucrul acesta în mintea și în inima copilului, el trebuie să modeleze acel lucru. Dacă eu spun copilului, cuvântul Domnului este important, dar copilul nu mă vede niciodată cu cuvântul. Dacă eu spun copilului, rugăciunea și părtășia cu Domnul este importantă, dar eu nu o modelez, în realitate, eu spun că nu e așa de important. Dacă îi spun copilului, este important să fii la casa Domnului, să ne unim împreună, să ne închinăm Domnului, și eu nu modelez lucrul acesta. Eu, de fapt, spun că eu nu cred că lucrul acela este ca chiar așa de important. Geabul numărul unu este ca copiii, tinerii bisericii, să învețe calea Domnului. În al doilea rând, în al treilea rând, pardon, în creșterea copiilor vei avea nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. Părinți dragi, aș vrea să vă spun în această dimineață că nu sunteți singuri în această responsabilitate de a fi părinte. Spunea Domnul Isus în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 26. Dar mângâitorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, va, va învăța câte lucruri? Toate lucrurile, inclusiv în responsabilitatea aceasta de a fi părinte. Este important să cerem această călăuzire într-un mod practic și zilnic. Știți, este un timp când trebuie să stai de vorbe pe copil și să-l înveți. Este un timp când trebuie doar să asculți. Este un timp când trebuie să sfătuiești. Este un timp când să disciplinezi. Și este un timp când trebuie să taci și să nu faci nimic. Cum știi diferența când să faci aceste lucruri? Singurul care te poate învăța este Duhul Sfânt. Mi-aduc aminte un păstor îmi spunea o întâmplare din biserica lui. Spunea că o mamă era acasă, singură, soțul era dus la, la servici, copiii erau la școală și în timp ce se ruga pentru copiii ei, a avut o imagine la nivelul minții și a văzut ceva în al treilea sertar din dulapul din camera copilului sub haine nu era vas de lucru, proroc, văzător, dar totuși a rămas impresionată de imaginea aceasta care n-a fost preconcepută de ea. S-a gândit, ce să fac cu imaginea aceasta de la nivelul minții? Și până la urmă a zis, hai să testez. S-a dus în camera fiului ei, s-a dus la dulapul lui, a deschis exact al treilea sertar și a băgat mâna sub haine. Spre surprinderea ei, a găsit un pachetel acolo. L-a scos afară, s-a uitat în el și a găsit că era marijuana. Era un drog de fumat. A realizat că Duhul Sfânt i-a fost dat imaginea aceea ca să prevină ceva. L-a așteptat pe copil să vină de la școală, care era clasa 6-7, -a, -a, și l-a confruntat și a zis, uite ce am găsit în the third drawer are your dresser. Copilul a început să plângă și a zis, am primit de la școală de la cineva, am știut că nu-i bine, n-am știut ce să fac cu el și l-am ascuns acolo. Vă întreb eu, putea mama aceasta să afle lucrul acesta fără ajutorul Duhului Sfânt? Never. De ce nu i-a arătat primul sertar, sau a doilea, sau a patrulea, exact a treilea? Observați, Duhul Sfânt este acel care cunoaște viața copiilor. Unde se află emoțional, spiritual în viața lor. Și Duhul Sfânt este acela care ne călăuzește, care vă călăuzește. Pe noi ca și păstori, pe dumneavoastră ca și părinți. În a ne face geabul acesta, în creșterea copiilor, ai nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. În al patrulea rând, un părinte credincios trebuie să fie proactiv și bine intenționat. Spune în versetul 20: Când fiul tău te va întreba într-o zi ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru, să răspunzi fiului tău. Au americanii un proverb. If your plan is nowhere, you'll be sure to get there. Dacă planul tău este pe nicăieri, să știi că o să ajungi acolo, pe nicăieri. Geabul acesta de a fi părinte trebuie să fie unul care este bine intenționat, cu un scop, cu un plan de bătaie, dacă vreți. Iar aceasta implică investire. Investire de timp, investire de resurse, investire de conținut. Este o zestrare care trebuie făcută. Apreciez foarte mult, cum am spus, investiția părinților români din punct de vedere financiar. Am avut de toate. Bani, mașini, haine. Cu părere de rău vă spun, am fost sute de tineri la Portland în anii 80, copii și tineri. Astăzi, dacă merg la biserica din Portland, îmi pare așa de rău. Majoritatea copiilor și tinerilor cu care am crescut eu nu mai sunt în biserică. Știți care este tragedia mai mare? Că nu se cunoaște, pentru că biserica este plină. Imaginați-vă cum ar arăta biserica aceea cu toți acolo prezenți. Aș vrea să ne imaginăm biserica aceasta Emanuel, cu toți copiii care au fost aici, să fie astăzi aici în biserică. Observați, fraților, că noi avem un job extraordinar să câștigăm înapoi tot ce a furat vrăjmașul. Este timpul când ne cheamă Domnul să ne unim în familiile noastre și să cerem înapoi pe cei din familiile noastre. Este timpul ca și biserică să ne unim împreună și să spunem, Doamne, noi vrem înapoi tot ce a fost închinație. Nu vrem să rămână nicio unghie în Egipt. We're asking for all of it back. Știți că Domnul onorează astfel de lucruri? Avem nevoie de unitate pentru aceste lucruri. Mă rog ca Domnul să o lase în mijlocul nostru. Știți care este, în al cincilea rând, care este cerința numărul unu a copiilor? De la tata. Cerința numărul unu a copiilor de la tata este ca tata să o iubească pe mama. Ca tata să fie o sursă de dragoste în familie. Aici spune, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, ca să poți să demonstrezi dragoste în familia ta, ca și tată, ca și soț. Trebuie să-L iubești pe Domnul. Cu toată inima, cu toată puterea. Un tată care îl iubește pe Domnul din toată inima, automat o iubește pe mama și automat iubește copiii. Apoi, în a șasele, în cerința a doua a copiilor, de la tata, este ca tata să petreacă timp cu ei. Știți cu toții, cred că exemplul acela sau povestea aceea care un copil tot vroia să aibă timp cu tata și zicea, tată, să, vreau să avem timp împreună, la care tata spunea, nu am timp, trebuie să merg la lucru. La care copilul întreba, dar de ce trebuie să mergi la lucru? Ca să fac bani, ca să avem bani. Și odată l-a întrebat pe tata, dar cât timp faci tu într-o oră? Și tata l-a întrebat de ce? Ca să aduni eu banii, să-ți dau banii aceia ca să petreci timp cu mine. Fraților, să ne dea Domnul înțelepciune să știm să investim timp în copii. Să ne dea Domnul înțelepciune ca și biserică, ca să știm să investim în copiii bisericii și să investim în tineretul bisericii. Și în a șaptelea rând, este important ca în casele noastre să fie o atmosferă de rai. Familia a fost instituită, instituită în Eden, ea trebuie să fie a slice of heaven, da? Trebuie să aibă o atmosferă de rai. În casele noastre trebuie să fie demonstrată dragostea, iertarea, înțelegerea și într-un mod practic și zilnic. Domnul are mari binecuvântări pentru noi, pentru familiile noastre și pentru copiii noștri. Dar, ca de obicei, aproape toate promisiunile și binecuvântările din Scriptură sunt condiționate. Spune în versetul 3, ascultă-le, dar Israele, poruncile, rânduielile lui și caută să le împlinești. Dar de ce? Ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult. În alte cuvânt, alt cuvânt, să fii fericit și să ai o viață de binecuvântare și de rodire. Dragi părinți, puteți să dați copiilor dumneavoastră foarte multe lucruri, financiare, investiții, proprietăți. Dar dacă nu i-ai dat copilului tău pe Iisus Hristos și credința aceasta nu i-ai dat nimic, pentru că bogățiile averile își fac aripi, spune Scriptura, și pleacă. Mâine poate cădea economia și nu mai avem nimic. Dar dacă ai investit în el cuvântul lui Dumnezeu, dacă l-ai pus pe Hristos în inima lui, chiar dacă are momente când nu e unde ar trebui să fie, când va îmbătrâni, nu se va depărta de ce l-ai învățat. Dar dacă ai dat copilului tău acest lucru, aceste valori, cuvântul lui Dumnezeu pe Iisus în inima lui și nu i-ai dat un cent, un penny, i-ai dat totul. Pentru că i-ai dat eternitatea împreună cu Iisus. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze toate familiile din biserică, să binecuvinteze toți to copiii și tot tineretul. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare în această rugăciune și să ne rugăm Domnului ca Domnul să pună această dragoste pentru El, pentru cuvântul Lui, pentru împărăția Lui, să binecuvinteze toți tinerii, toți copiii, să-și aducă aminte de toți fiii risipitori. Și eu cred că Domnul va face lucrul acesta. Haideți așa cum stăm să ne rugăm.